poate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. Cum am spus toată dimineața, astăzi avem 2400 de euro dacă primim toate cele patru răspunsuri la întrebările noastre. Adina din Zărnești e cu noi. Bună dimineața! Bună! Bună, bună dimineața! Hei, ce faci, Adina? Foarte bine, s-a pus sufletul la gură în fiecare dimineață, mă ascult. A, deci bănuiesc în fiecare dimineață ai emoții pentru cei care intră, da, în direct, iar acum ești total relaxată. Da, da. Ei, am ceva emoții, dar încerc să depășesc. Simt că ai radioul deschis acolo ca să te audă și colegii, ești cu mai multă lume? Da, sunt cu toate colegele mele. Câte colegi? Patru colegi. Patru colegi, excelent. Ești super blindată. Bună, fetelor! Da. Bună, fetelor! Păi stai, pune-ne pe speaker să vorbim cu colegele, se poate? Ne-ai pus pe speaker? Imediat. Hai, ne pui pe speaker, dar vorbești la microfon, să te auzim bine, da? Suntem pe speaker? Gata, gata. Atenție, 3, 2, 1. Bună, fetelor! Bună! Bă, Adina, tu ești o fată foarte norocoasă. Mulțumesc. Că ai avut de trei ori noroc azi. Odată că ai fost extrasă să participi la concurs, doi la mână că ai nimerit într-o zi în care plecăm de la 300 de euro și nu de la 100, cum se întâmplă de obicei. Tare. Și te-am găsit și la birou unde ai ajutoare. Ce-ți poți dori mai mult de la concursul ăsta? Însă știi regula, trebuie să vină de la tine răspunsul final la fiecare dintre întrebări, chiar dacă fetele te ajută, da? Ai voie să fii, da? Este permis de regulament să te ajute, da. Aveți voie să faceți orice, puteți să căutați și pe internet, să faceți fix ce vreți, dar aveți doar 6 secunde și mare grijă că de multe ori s-a întâmplat ca tocmai situația asta să încurce pe unii dintre concurenți, că au pierdut prea mult timp așteptând după răspunsul colegilor și a expirat timpul alocat, așa că dacă vezi că nu mișcă treaba, dă un răspuns care o fi el, dar dă-l. Deci Luca, da, i-a explicat... Cât de promptă voi putea. Luca i-a explicat Adinei în câteva secunde cât de norocoasă e și după aia în două minute ce ghinion poate să aibă. Băi, da, pentru că vreau să dăm un premiu frumos. Să fie bine. Hai, mă, în fiecare zi vreau să dăm premiu. Adică... Plecăm de la 300 de euro, drumul e până la 2400, am găsit noi o soluție să dăm niște bani astăzi. Deci eu chiar aș vrea să iau banii aceia, ca toți? Să fii mai dragi. Toți? Toți. Toți, bine. Da, nu, nu e extrem de greu. Bun. Bine, Adina. Doamne ajută. Dacă ești pregătită, dacă și colegele sunt pregătite, noi suntem gata să-i dăm drumul concursului, bine? Da. Hai, da. Mult succes. Mulțumesc. 300 de euro. Prima întrebare în valoare de 300 de euro pentru Adina și colegele de la Zărnești este: ești atent, Adina, mă auzi bine, da? Da, da, da. Pe care dintre cele 7 continente se află statul Guiana franceză? Hai. Ce-ți spune? Africa. Măi, ce faceți acolo? Păi dacă repetă întrebarea, să numai 6 secunde. Da, un colegă vorbește cu cineva? Un colegă e cu cineva la telefon. A sunat la ambasadă. Colega. Măi, Adinuța, stai puțin, lasă-le, mă, pe fete, să ați găsit răspunsul. În afară de Africa. America Centrală? Acum, după un minut, călduț. Intuitiv. Unde poate fi o Guiană? Guiana franceză, unde poate fi? Poate fi și... Nu. Poate fi în Africa sau... Asta era dificultatea întrebării, în că aveai de ales, practic, între Africa și America de Sud. Atât. Așa m-am gândit eu. Atât. Da. Din nefericire, tu ai dat răspunsul greșit. Și în afara timpului. Și în afara timpului. A stat prea mult, Adina, îmi pare rău. Mă, fetelor, mă... Guiana franceză... Este problemă data viitoare. Da, sigur că data viitoare. Guiana franceză este în America de Sud, de-aia am și întrebat pe care dintre cele 7 continente, ca să n-avem vorbe la proces, dacă zicea America generic. Da. Și asta e, n-a fost să fie, n-ai nimerit-o, îmi pare rău, Adina. Nici o problemă, așteptăm și data viitoare. Poate o să mai fi norocoasă și... cu altă ocazie. Da, sigur că da. Te pupăm, Adina. Numai bine. Salutări, colegilor. Pa, pa. Rămâna, fetelor. Deci mâine plecăm de la 400. Asta e genul de întrebare pentru 300 de euro. Ai de ales între două. Da. Adică e genul... Și dacă nu știi, ai șansa să dai răspunsul corect.
Eu știu care e greșeala. Când intră în grup, acolo ar trebui să fie un avantaj, se transformă într-un dezavantaj din cauza democrației. Păi, văzut că asta i-am spus și eu, deci când mă certa George că îi spun ce ghinion. Momentul nu e de dezbatere. Exact. Momentul este de dictatură. Și mai mult decât adică atât... cine este acolo, ăla conduce și spune. Toată lumea urechile la radio, la telefon cum ar veni, zi! Nu, stai să vedem, să discutăm. Recomandare. Când vi se întâmplă să vă prindă dublu sau nimic la birou, faceți o mică ședință. Înainte de că vă sună colega noastră să vă anunțe, Marcela, că o să intrați în direct la dublu sau nimic, faceți ședință și organizați-vă, fraților, că uite ce pățiți. Care ești pe literatură care aici? Care pe geografie? Clar. Chimie. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.